Bună ziua! Astăzi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că doamnei Căveșii i-au fost încălcate drepturi fundamentale în urma deciziei Curții Constituționale a României de revocarea sa din funcția de procuror șef al DNA. Drepturile fundamentale ale omului depășesc frontiera unui stat. Accesul liber la justiție și libertatea de exprimare sunt valori esențiale pentru o societate democratică. Sfidând toate argumentele pe care le-am invocat la vremea respectivă, inclusiv pe cele care sublineau încălcarea liberului acces la justiție al doamnei Căveșii, Curtea Constituțională a decis revocarea sa din funcție la propunerea unui ministru al justiției de foarte tristă amintire. O asemenea decizie a CEDO, fără precedent, întrucât vizează chiar autoritatea care este garantul supremației Constituției, nu poate rămâne fără consecințe. Credibilitatea CCR, afectată oricum de unele decizii controversate luate în ultimii ani, este acum și mai puternic zdruncinată. Curtea Constituțională face parte din ansamblul autorităților statului român și este obligată să respecte la rândul ei Constituția. Din această perspectivă, CCR are obligația de a revizui de îndată nu numai decizia referitoare la revocarea doamnei Căveșii, dar și orice alte decizii luate în considerare a unor simple declarații, fie ele și politice. Reamintesc faptul că la referendumul din 2019, românii au decis că atribuțiile curții constituționale trebuie modificate. Hotărârea CEDO de astăzi ne arată dacă mai era nevoie cât de necesară este o reformă la nivel constituțional acestei instituții. Însă, este evident că Parlamentul actual, în această configurație politică, dominată chiar de partidul care a patronat revocarea din funcția doamnei Căveșii, a dovedit că nu este capabil să ia decizii pentru protejarea cetățenilor. Acesta este partidul care vreme de trei ani a făcut un scop din bulversarea întregului sistem judiciar prin construirea unei legislații penale menite să-i protejeze pe infractori și nu pe cetățenii onești. Timp de trei ani prin acest proiect construit împotriva celor mai elementare reguli de funcționare a unei societăți democratice, PSD, a orchestrat comisii peste comisii de anchetă menite să discrediteze pe toți cei care ar fi putut să i împiedice să-și atingă scopul. Nu mă aștept ca astăzi, când CEDO a hotărât că doamnei și s-au încălcat drepturi fundamentale, PSD să se grăbească să înființeze o comisie parlamentară prin care să ancheteze de ce a fost posibil acest lucru? Însă, nu mă îndoiesc că românii vor sancționa PSD, prin vot evident, pentru toate aceste acțiuni extrem de grave. Un alt subiect la care vreau să mă refer este relansarea economică. Am avut în această după-amiază o întâlnire cu reprezentanța ai mediului de afaceri, întrucât preocuparea noastră a tuturor este repornirea economiei după această stare de urgență. Am discutat despre eforturile companiilor din România de a se adapta situației de criză pe care o traversăm, dar și despre cum vede mediul de afaceri, reluarea activităților și relansarea economiei noastre. Antreprenorii au probleme reale provocate de epidemie și nu pot fi lăsați singuri au nevoie de implicarea și sprijinul autorităților. Tocmai de aceea, chiar înainte de decretarea stării de urgență, am susținut crearea unui grup de lucru interinstituțional cu specific economic la nivelul guvernului, unde mediul de afaceri participă în mod activ. Și asta se vede în rezultatele concrete ale acestui dialog. Măsurile luate de guvern până în prezent venind în sprijinul întreprinzătorilor. În perioada următoare, eforturile noastre se vor concentra pe redeschiderea graduală a sectoarelor economice care s-au aflat sub incidența restricțiilor. Împreună cu partenerii de dialog social, vom identifica măsurile necesare. Astfel încât reluarea activităților economice să se facă în condiții de siguranță pentru toți angajații. Protejarea sănătății românilor rămâne obiectivul nostru principal, indiferent că vom avea măsuri de distanțare socială mai severe sau mai legere. Din păcate, pericolul nu a trecut și nu există elemente care să ne arate că virusul va dispărea de la sine într-un orizont de timp apropiat. Din acest motiv, redeschiderea activității în sectorul restaurantelor, hotelurilor, turismului și a serviciilor se va realiza gradual, cu respectarea unor măsuri clare de protecție sanitară. După cum bine știți, Pachetul măsurilor economice adoptate de România în perioada stării de urgență s-a concentrat pe menținerea locurilor de muncă și pe susținerea sectorelor economice cele mai afectate. Vom păstra și după 14 mai sprijinul pentru acordarea șomajului tehnic, dar vom introduce și noi măsuri privind munca flexibilă care să permită reluarea activității sectoarelor afectate direct sau indirect cu obiectivul, evident, a păstrării locurilor de muncă. De asemenea, vor continua să fie aplicate schemele de ajutor de stat, cum sunt cele destinate IMM-urilor, dar vom avea în vedere scheme de sprijin și pentru companiile mari care au fost afectate de criză și al căror raport este esențial pentru relansarea economiei. Vreau să subliniez că guvernul a negociat cu Comisia Europeană ca toate fondurile europene nerambursabile disponibile la acest moment să poată fi redirecționate cu prioritate către programele de sprijin pentru companii și către proiectele mari de infrastructură, de transport și de comunicații. Este o măsură bună care începe să producă rezultate. Un obiectiv fundamental al planului de relansare economică la care lucrăm împreună cu guvernul Orban este creșterea masivă a investițiilor publice în toate tipurile de infrastructură, de la cea energetică la cea de transport și de sănătate. Vorbim practic de un proiect de reconstrucție a României. Produsele românești de calitate reprezintă la rândul lor o resursă pe care o vom promova mult mai bine și vom susține investiții semnificative în sectoare economice de interes strategic, cum sunt agricultura și industria alimentară, securitatea energetică, dar și sanitară. De asemenea, Modernizarea și digitalizarea administrației, care, atenție, au început deja de acum, vor continua la fel de puternic. În final, vreau să transmit un mesaj de încredere companiilor și investitorilor. România va ieși cu bine din această criză. Convingerea mea fermă este că parteneriatul dintre autorități și mediul privat Bazat pe dialog constant și transparent, este calea de relansare economică și de dezvoltare durabilă. Acest lucru este cu atât mai important într-o perioadă de criză profundă ca cea pe care o traversăm acum. Este motivul pentru care am solicitat mediului de afaceri să fie un partener dedicat și constructiv în ceea ce privește identificarea și implementarea măsurilor de relansare economică. Și sunt încrezător că împreună vom reuși să găsim cele mai bune soluții.